Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Trebuie să fac o precizare. Episodul e scurt. Încheiem seria Clontarf cu Single Malt 2014, Single Malt Irish Whisky, triplu distilat. Review va urma, e unul scurt de 7-8 minute. Sunt niște tări în el pentru că am zis că o să vă prezint o situație mai clară a bătăliei de la 1014 de la Clontarf dintre irlandezi și vikingi. N-a existat, bine, a existat bătălia, dar erau combinate armatele, era război civil, da? Brian Boru, rege de Munster, care a unit toate ce, bine, a unit, a supus toate celelalte regățele din Irlanda, lupta împotriva regatului de Leinster și regatului Dublin, care au apelat la forțe vikinge din insulele Orkney. Iarlul de Orkney, Sigurd și Brodir din insula Man și fratele său, care era Opnag, fratele mai puțin cunoscut, care a luptat alături de Borude și erau frați. Brodir lupta alături de rebeli și elementele vikinge, iar ăștia, Brian Boru cu Irlanda cucerită, lupta alături de vikingii din Man, tot și ei, și alți vikingi din Limerick, Waterford, Cork și Wexford. Situația, am zis că termin eu în 15-20-30 de minute la monitor, dar nu pot să vorbesc numai despre această bătălie, pentru că o bătălie în istorie are cauze și cauzele astea se întorc cu zeci de ani. Apoi am zis că termin în 40 de minute dacă mă întorc. Boru a trăit între 941 și 1014, dacă mă întorc până a devenit el rege de Munster, 978, dar apoi m-am gândit că trebuie să pornesc de la când era din regățel, că Irlanda era împărțită în mai multe regate care aveau la rândul lor alte regățele și toate răspundeau de un High King, adică un rege. Ei erau numai regi, nu știau termenii de conte, de duce. Ei foloseau rege, Over King, King, Over King și High King. Da? Oh. Și, da, da, și am zis că, iar, și apoi, bă, nu pot să mă întorc, trebuie să vorbesc și despre situația pe planuri, pe fiecare regat, care a fost situația, bătălia aia, bătălia aia alaltă. De ce au fost făcute alianțe, cum nevasta lui de-a treia avea, de fapt, copilul care lupta împotriva lui, Sigtrygg Silkbeard, făcut din prima căsătorie. High King-ul de Irlanda a fost a doua căsătorie a ei. High King Mel Shacknail Mor the Second, care s-a luptat cu Boru când Boru era un simplu rege de Munster și ăsta era High King. I-a luat locul, alianțe, te ajut în lupta asta, apoi îl trăda, deci nu mai nebuni. Boru apoi, cu câțiva ani înainte, ca regele de Dublin, Sigtrygg Silkbeard, să se întoarcă împotriva lui, i-a dat, Brian Boru i-a dat una din fiicele sale, Slain. Deci, practic, el lupta împotriva generului său. Mael Mora era, de fapt, regele de Leinster, era fratele nevestei celei de-a treia, nevestei de-a treia a lui Brian Boru, Gormlet, care, da, deci practic lupta împotriva cumnatului și asta fusese căsătorită cu Melchior. Deci dita mai nebunia. Apoi m-am gândit că nu puteți să înțelegeți chestia asta, cum vikingii au fost ghelicizați, să-i spunem așa. De la 795 au venit ca niște animale, iar și-au distrus Irlanda jefuind biserici. În 853 Ivar a făcut alături de frații Ivar și Olaf au făcut Dublinul, care a devenit cel mai important oraș din Irlanda, centru
Se puțin Ivar the Boneless, nu? Așa se spune, astea sunt abureli. Nu se știe exact, nu se știe. Deci nu se știe exact, astea sunt legende. Totul este învăluit în legendă. Așa s-ar spune, dar nu este. Pentru că nu se știe exact. Numele de Ivar sau Ivar este arhicunoscut. Apoi ar fi folosit în țările nordice. Apoi ăștia vikingii nu erau, de fapt nu mai vikingi, erau și norvegeni și danezi, nu erau de acord între ei. Suedezii n-aveau treabă pentru că suedezii s-au dus pe Volga și au format Rus-Kiev, Kievul, regatul Kiev Rus, da? Cu Rurik. Așa s-a format, că vikingii au format nația rusă. Novgorod, voievodatul s-a unit cu Kiev Rus. Pentru că Novgorod și-au dat seama că au nevoie de o elită, o clasă puternică, oameni care cunosc militarie, care știu ce înseamnă armele, care știu ce înseamnă comerțul. Vikingii erau foarte buni atât în armată, în navigație. Vikingii le-au adus moneda irlandezilor. Irlandezii nu știau ce e monedă. Ei până în 800 și bine, în 795 au fost primele atacuri. Irlandezii nici nu știau ce e la chainmail sau armură. Luptau la pieptul gol, erau aproape în perioada epocii de fier, epocii de bronz. Nu știau nimic despre luptă, da, pentru că irlandezii n-au avut niciodată parte de un pericol, ei fiind izolați în vestul Europei, la vremea respectivă fiind ultimul tărâm al Europei, da, ei și Islanda n-au fost. Și apoi m-am gândit, aș trebui să mă întorc iar să vorbesc despre toate luptele astea și toate minunățiile astea de dispute între regățelele și regatele Irlandei. Apoi m-am gândit, trebuie să fac analogia cu situația vikingilor în regatele anglosaxone, care se petrecea, invazia se petrecea în același timp. Iorvic, adică Iorcul din ziua de astăzi, a fost format tot de vikingi. Cam tot așa s-a adus comerțul și au bătut moneda acolo. Apoi trebuia să fac o analogie ce au făcut normanzii după aceea, ulterior, după ce vikingii au dispărut, descendenții lor direcți din Normandia, Normandia astăzi în Franța. Să vorbești și despre ea, să vorbești despre regatul din Sicilia al normanzilor, da? Adică Sicilia de astăzi și sudul Italiei, Calabria, Puglia. Apoi să vorbesc puțin despre situația vikingilor în sudul Spaniei, apoi în Constantinopole. Apoi să spun ceva că au fost cei care au descoperit America, da? Leif Erikson, fiul lui Eric cel Roșu, da? A descoperit Groenlanda. Ăsta a fost primul care a ajuns în America la sfârșitul secolului al X-lea, 990 și ceva, prin acea perioadă. Da? S-au găsit vestigii până și în Minnesota. Și tot așa, și mi-am tras eu vreo 30 de idei principale. 30 de idei principale. Apoi săptămâna asta am urmărit vreo 2 sau 3 documentare despre vikingii din Irlanda. Am citit și o carte între timp și mi-am dat seama că am descoperit lucruri pe care nu le știam. Și mi-am făcut 5 pagini A4 cu 50 de idei. Și am făcut eu un calcul. 50 de idei, fiecare idee, te-am spus că așa e cu istoria, nu, că mai se întâmplă când beau câte o bere și încep să-i povestesc cotiliei. Și încep cu istoria, nu e ceva să spui despre o bătălie. Încep cu cauze și apoi te lungești, pentru că trebuie să vorbești pe planuri. Din punctul de vedere al unui rival, din punctul celuilalt, din punctul aliatului, din punctul ăluia care e echidistant și tot felul de lucruri și mi-am dat seama, dacă vorbesc câte 4 minute la fiecare idee, ajung la 200 de minute. Eu am un review de 7-8 minute de făcut la Clontarf și m-a enervat faptul că ăștia au dat numele acelei bătălii spunând că au alungat vikingii. Nu exista idee de țară atunci. Termenul de țară a apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, când practic se pregătea lumea pentru epoca industrială. Nu mai existau nobili, începuseră să dispară nobilii cu teritoriile lor și totul se muta la orașe și aveau nevoie de forță de muncă. Da?
au devenit nobili în birou cu corporații și cu firme și cu uzine. Da? S-a trecut la alt nivel. Da? Toți sclavilor suntem până la urmă cei mai mulți. Da? Dar asta e altă discuție. Și să fac analogiile astea. Dracu, mă, voiam să vorbesc și despre invazia romană în Britania, în Britania Celtică, britonii, da, al lui Claudius. Că să spun că totuși celții ăștia din zona asta erau pregătiți pentru, au mai avut lupte din trecut. Apoi invazia anglosaxonă din secolul al V-lea, practic formarea regatelor anglosaxone și celții marginalizați. Luptele, până și scoțienii au avut treabă cu luptele înainte, nu numai între ei, între triburi, da? Au avut luptele cu, când Adrian a tras zidul, da? Adrian's Wall, zidul lui Adrian, nu? Că și-a dat seama că nu trebuie să meargă mai departe, că lărgește imperiul prea mult și oricum nu are prea multe de câștigat prin luptele cu animalele astea și nu are prea multe bogății, animalele astea fiind picții. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și am zis, bă, poate îl fac în două, dar, bă, sunt atâtea documentare bine făcute de youtuberi la nivel internațional că nu trebuie să mă ascultați pe mine. Și punctul care mi-a pus capac și am zis că nu stau să-mi pierd timpul, că nu, puteam să vorbesc, nu e nicio problemă, a fost cu pozele. Deci să trag 30-40 de poze, Suzy, să trag 30-40 de poze din toate, să stau acum să caut tot felul de site-uri, că la whisky e simplu, intri pe Whisky Base, vezi pozele, le tragi și le pui la nu știu ce sticlă. Intri pe nu știu ce magazin arhicunoscut, le tragi, le pui. Sau la nu știu ce site de licitații. Aici trebuia să caut 34 și am zis, bă, ce rost are, mă. Ce rost are. Am mai avut episoade de genul ăsta când am vorbit despre Worthy Park și m-am aventurat eu să vorbesc despre faptul că ăla care a făcut plantația de trestie de zahăr era un susținător al Oliver Cromwell. Am văzut că n-a fost urmărit, am vorbit degeaba. Nu este subiectul acestui canal, nu trebuie să-mi spun eu hobby-urile, alte hobby-uri pe acest canal. E ca și cum, nu știu, aș începe să vorbesc de faptul că, eu știu, Metallica și-au scos whisky-ul Blackened și la 45% alcool American Whisky și să încep să vorbesc despre istoria Metallicii sau rolul ei în muzica metal din anii 80 sau trupa Gravedigger, care și-a scos Aureum. Da, scos la o distilerie germană St. Kilian. Da, și să vorbesc despre Gravedigger jumătate de oră, o oră, sau să vorbesc despre legătura dintre Bowmore și Aston Martin. Să vorbesc despre istoria acestui brand în zona mașinilor și prostii de genul ăsta. Dar m-a intrigat faptul ăsta că se folosește propaganda asta naționalistă. Deci nu exista idee de țară. Atunci fiecare regățel era ăla cu familia sa, alianță, divorț, cât mai multe alianțe, cât mai mulți copii, copiii să se căsătorească, sclavii să muncească pe pământul lor, fie țărani, fie meștejucari, fie nu știu, și armata care trebuia plătită. Da? Și asta era scopul, ideea de alianță. Deci nu exista ideea de țară, înțelegeți? Asta și îmi zis, bă, când ăsta care mi-a pus capac a fost să trag pozele. Deci am zis, eu nu trag acum 40 de poze. Oricum, lumea care se uită pe acest canal nu este interesată de hobby-ul meu ca istorie sau ca drept istorie și nu știu, dar da, sunt destul de mult, puteți să găsiți. Scrieți bătălia de la Clontarf pe YouTube, urmăriți documentarele făcute de străini și vedeți acolo mai bine cu animații, cu tot felul de lucruri. Da, deci urmăriți episodul scurt, mă limitez doar la review, că nu are rost să-mi fac eu damblau asta. Punctul care m-a tras în jos a fost căutarea pozelor, că cine știe la cât de nebun sunt câteodată, zic, da, îmi place să mă au vorbind, dar nu, căutatul de poze a fost punctul care a zis că nu are rost să vorbesc două ore ca tâmpitul
despre ceva care... 2 ore ar fi durat? Da. Wow! Da. 2 sau poate chiar 3, dacă ar fi fost 50 de idei și fiecare idee 3-4 minute vorbit, făști. Ai vorbit 15 minute deja. Ok, bine. Hai să te păi, bine, hai. Ce mi-e o oră, ce... Nu, lasă, nu. N-are rost, pentru că o dau în alte alea și... Bine, ai urmăriți review-ul ăsta, vorbesc cam încet, scuzați, nu era și al treilea episod în acea zi și obosești și încep să vorbești din ce în ce mai încet. Hai, urmăriți clipul. Bună ziua, bine v-am găsit la Șifonier of Whisky. Este al treilea episod pe ziua de astăzi pentru mine. Tot așa scurt, vom vorbi despre Single Malt-ul introdus în 2011 contra Clontarf 2014, un single malt, 40% filtrat la rece colorat, bineînțeles. La vremea respectivă aparțineau de Castle Brands și spuneau că este triplu distilat și luau de la Bushmills, mai mult ca sigur, deși nu spuneau pe față că single malt-ul Clontarf este de la Bushmills, se știa chestia asta. Am spus, această firmă Castle Brands este din 2019 și terminând cu 2021, în totalitate asimilată de Irish Distillers, asta înseamnă Pernod Ricard, și vă dați seama că acum, chiar dacă single malt-ul este triplu distilat, nu mai vine de la Bushmills, vine de la Middleton. Îmbutoaie de ex-bourbon, 4 ani, nu scrie pe el 4 ani, dar așa spune lumea care avea cam 4 ani. 40% filtrat la rece colorat, undeva la 105-110 lei. Noi avem acest pack Trinity. Hai să vedem ce-i cu el. Vă spun de la început că este cea mai mare dezamăgire din acest pack, după părerea mea, dacă celelalte au luat... Aoleu, deci mai mare dezamăgire decât primul, nu cred. Păi nu, primul a fost tratat în Liga a 3-a, 80 de puncte, al doilea rezervă a luat 84 în mai Liga puțin. 3-a. Păi nu, e vorba de ligi, mă, aici când concurezi cu băieții mari, e greu în Liga 1, da, e vorba de... Da, astea au obținut note bune pentru că e Liga a 3-a, Liga de blended cu grain, înțelegi? Da. Nu amestec merele cu perele, strugurii cu portocalele și carnea de vită cu, nu știu, frunza de rucola. Cu pateu de ficat sau ceva de genul ăsta, înțelegeți ce vreau să spun. De-aia am și făcut aceste categorii. Hai să nu mai batem câmpii, hai să vedem ce cu ăsta, single malt-ul Clontarf 2014. E băgat în Liga 1, deci aici concurează cu băieții duri, așa că va fi tratat ca în Liga 1. Vanilie, caramel, bezele, proaspăt, sunt că e tânăr, e single malt, deci single malt. Va fi tratat ca atare, deci în Liga 1 ca cu băieții duri. Musli cu lapte. E gust proaspăt, nimic mai mult. Miros absolut ordinar, nimic deosebit. Nu rău, nu bun. Mediu. Uleios, cremos, e single malt, da, 100% malt, curge ușor pe gât. Alunos, ierbos paie, absolut, nu, dacă gândește-te la cel mai plictisitor bărbat pe care l-ai întâlnit în viața ta, și apoi gândește-te la acest single. Nu vreau să ating puncte sensibile, totuși.
Mi-a scris aici, îți bea o sticlă, două, chiar una sau două, fără probleme. Am spus în episoade... Să-și conchide, că sunt oameni plictisitori. Nu, am spus în episoadele trecute că după 5 dramuri, 4-5 dramuri, e consistența atât de mare pentru mine încât trebuie să trec la un blended sau la o bere. Aici nu este nicio consistență, e la gust, e uleios, dar cremos, dar mă refer la ideea de originalitate, de personalitate. Nu există personalitate în acest whisky, nu există consistență în afară decât uleioasă, dar consistență a lui ca whisky de sine stătător. Nu există. Nu. Deci este, pur și simplu pot să-ți beau două sticle de așa ceva. Eu care am spus că după 5 multuri eu trebuie să trec la blended sau la bere, dacă vreau să mă îmbăt. Aici pot să beau două sticle de asta fără probleme. Nu găsesc alune, finish, scurt, turte de pâine. Îmi mențin părerea, dacă data trecută ați văzut la Gold Reserve ăla cu etichetă Gold, cu etichetă aurie, că mi-am schimbat părerea în ultimul moment, voiam să-i dau 82 în Liga 3 și am dat 84, aici nu, exact aceeași părere mi-am mențin. În categoria întâi zic că e de 75. Oleu. Nu e rău, da, 75 la 100, dar la 105 lei vă puteți lua molturi ușor mai de, mai bune. De 80, 81, 79, 81. E doar părerea mea, eu nu spune, nu e rău, eu, nu deranjează. Dar nu are personalitate, nu simt e nimic. Diluată. Nu, simt grăsimea aia, e uleios, ok, și apoi e ca și cum beau, nu simt nimic, doar ca să mă îmbăt. Nu există un zvâc să simt, ok, după ce beau câteva dram, uleios, să mă tragă de mână. Băi, tu vezi ca... Așa că nu știu ce, că eu am vorbit cu whisky-urile câteodată. Băi, că tu nu știu, da. E ca un om din ăla de la corporație, supraponderal, gras, care știe că trebuie să muncească de da, la boss. 9 la 5 și nu supără pe nimeni cu nimic, nu face deranj, el își vede de treaba lui. Deși știe că e de... Asta este Clontarf Single Malt. Băi, totuși, să nu fim grasiști, da? Lasă-mă, mă! Deci eu am spus, n-ai înțeles. Da, mă, am înțeles. Ok, hai, că deja e. Hai, papa, data viitoare, nu știu cu cine vedem.